Bună ziua, dragii mei! Înainte de a porni într-o nouă aventură alături de eroii noștri, vreau să mulțumesc celor care v-ați abonat și celor care ați realizat și trimis desene în urma audierii poveștilor. Astăzi vom continua cu aventurile lui Habar n-am visează după Nicolae Nosov. În clipa când se văzură în fața ușii și vru să intre în hotel, cei trei se dădură brusc la o parte, fiindcă ușa se deschise singură, de parcă ar fi împins-o cineva dinăuntru. Văzând că nu iese nimeni în stradă, Habar n-am și tovarășii lui de drum pășiră pragul hotelului. În urma lor, ușa se închise cât ai clipit din ochi. Cei trei se uitară cu teamă în jur. În dreapta era o scară largă, iar în stânga o măsuță înconjurată de câteva scaune. Pe peretele din față se vedea o ușă neagră, deasupra căreia apărea dintr-o dată un ecran alb ca la televizor, iar pe ecran se ivi capul unei prichinduțe. Prichinduța de pe ecran avea două căști la ureche. În fața ei stătea o măsuță cu microfon. Apropiați-vă, vă rog, zise ea zâmbind. Cei trei prieteni se apropiară cu sfială. Aveți de gând să vă opriți la hotelul nostru? Întrebă prichinduța și, fără să mai aștepte răspunsul drumeților noștri care se zăpăciseră cu totul, urmă. Camerele libere avem numai la etajul 4. Intrați, vă rog, pe acea ușă și urcați cu liftul. După ce mai zâmbi încă o dată, prichinduța dispăru. Ușa cea neagră pe care se afla ecranul se deschidea singură. Intrând înăuntru, Habar n-am, Bumbița și Împestrițatul se pomeniră direct în cabina unui lift. Apoi, ușa se închise și se deschise din nou la oprirea liftului în dreptul etajului 4. Cum a ajuns? Cei trei se văzură apărând pe peretele coridorului, fața zâmbitoare a aceleiași prichinduțe. Aveți camera cu numărul 96, în capătul coridorului, la dreapta, spuse ea. Dar mai întâi, vă rog să treceți numele în caietul care se află pe măsuța de acolo. Habar n-am deschise caietul cu pricina, citit toate scriturile de pe ultima foaie și, luându-și aerul cel mai serios din nume, scrise: Turistul, automobilist, Habar n-am, Habar n-amovici, Habar n-am Kim. Văzând această scritură, Împestrițatul pufni plin de admirație, după aceea căzu nițeluși pe gânduri. Timp în care își tot ciupi vârful nasului, apuca apoi tocul și se căzni să scrie cât mai dezlușit cu putință. Vizitatorul străin mâzgâlo pe strinii. Doar Bumbița lăsă la o parte toate mofturile și trecu simplu în caiet numele ei piticesc. După ce-i spăvilă de iscării prietenii noștri, o apucară de-a lungul coridorului cu uși multe de o parte și de alta până se văzură în fața camerei cu numărul 26. Gata, am ajuns, spuse Bumbița. E camera noastră. Habar n-am descuie ușa și toți trei se porniră într-un vestiar spațios. Pe peretele din fața lor se lăsa atunci un ecran pe care a apărut pentru a treia oară prichinduța cea surzătoare. Iată-vă, acum și acasă, zise ea. Vreți poate să vă odihniți după atâta drum? Aveți la stânga ușa care dă spre camere. Intrați și instalați-vă fără niciun fel de jenă. Pălăriile le puteți lăsa aici în vestiar, pe cuier ori în dulapul acela. Să știți că aveți de-a face cu un dulap aspirator perfecționat. Curăță orice fel de îmbrăcăminte, aspirând praful din ea în mod automat. Ușa din dreapta dă în baie. Poate dorește careva dintre dumneavoastră să-și facă un duș, să facă o baie, ori să se spele cel puțin pe mâini și pe față, încheie prichinduța zâmbind cu înțeles spre Împestrițatul. Mai discutăm noi între noi și o să vedem ce hotărâre vom lua până la urmă, zise Împestrițatul. Așa, așa, discutați, spuse prichinduța. Vreți cumva să mă puneți vreo întrebare? Aș vrea eu una, vorbi din nou Împestrițatul. Cine ești, matale? Unde te afli acum și cum te cheamă? Sunt directoarea de serviciu a hotelului. Mă aflu în cabinetul direcției, fiindcă fac în seara aceasta de gardă, iar numele meu este Crina. Și al meu, Împestrițatul. Adică, am greșit. Mâzgâlo pe strinii. Ăsta e. Am și eu o întrebare de pus, zise Habar n-am. Cum se pune la priză dulapul aspirator? Nu-i nevoie să-l puneți la priză, se directoarea hotelului. E de ajuns să vă puneți în el hainele și să închideți ușița. Că face el automat legătura cu priza. Mai aveți întrebări? Deocamdată nu, răspunse Habar n-am. Crina îi salută din cap pe Habar n-am și Bumbița, aruncă o privire spre Împestrițatul, zâmbi larg și dispărut de pe ecran. Curios, de ce oare o fi surâzând într-una, întrebă Împestrițatul nedumerit.
Cum se uita la mine, o și încercă râsul. Cât se poate de clar, răspunse Bumbița. Când vede ce prichindel curățel am luat cu noi la drum, abia se mai poate ține să nu râdă. Între timp, habar n-am, se apucă să cerceteze cum este construit dulapul aspirator. Deschizând ușa și aruncându-și o privire înăuntru, văzu că nu numai pereții, ci și chiar partea de jos și tavanul dulapului sunt pline de niște găurele rotunde, încât se aseamănă foarte mult cu un faure de miere. Habar n-am, puse bagheta magică în dulap. Își atârnă pălăria de cârligul dinăuntru, închise apoi ușița și ascultă cu luarea minte. Din dulap se auzi un zumzet surd, ca cel dintr-un stup de miere. Deschise dulapul, zumzetul încetă. Îl închise la loc, iarăși se auzi. Ascultă, împestrițatule, spuse habar n-am. O să facem acum o experiență. Eu intru în dulap, tu mă închizi acolo. Sunt curios să văd cum funcționează automatul. Zi și făcut, se pâr în dulap, iar pestrițatul închise ușa. De cum se trezi înăuntru, habar n-am, auzi zumzetul și simți un vânt puternic. Vântul prins se asupla asupra lui din ce în ce mai tare. De la o vreme, nici nu se mai putu ține pe picioare, fu azurit, cât colo, lipit de unul dintre pereți. Pe neașteptate, vântul suflă în direcție opusă, așa încât habar n-am fu izbit de celălalt perete. Apoi curentul porni să-l arunce de sus în jos, pantalonii și cămașa îi se umflară de aer, părul îi se ridică măciucă, iar lui se păru că acuș are să fie tras în sus și are să se pomenească plutind ca într-un balon. Pentru a nu zbura, habar n-am, se așeză jos în dulap și se grăbi să deschidă ușa. Ei, cum ți-a reușit experiența? Întrebăm pestrițatul văzând că prietenul lui sare din dulap în patru labe. Din plin, răspunse habar n-am. A fost tare interesant. Încearcă și tu dacă vrei. Dar cum e acolo în dulap? Nu ți-a fost frică? Întrebăm pestrițatul. Nici pomeneală. Te scutură nițeluși de praf și atâta tot, zise habar n-am. Și ce anume simți? Simți așa ceva de parcă ai zbura cu balonul. E foarte plăcut. Intră și tu înăuntru și ai să vezi. Ei, hai, intră odată. Ce atâta frică? Fără să mai cumpănească mult, habar n-am, îl împinse pe pestrițatul în dulap și închise ușița. Apoi ascultă cu un zâmbet pe buze zumzetul și zgomotele care veneau dinăuntru. Curând, însă, ușița se deschise, iar împestrițatul sări afară. Foarte interesant, zise el, ridicându-se de jos. Acum este rândul tău, Bumbițo. Ce-ți trece prin cap, răspunse Bumbița. Parcă n-aș avea altceva mai bun de făcut decât să mă ocup de asemenea fleacuri. De ce vorbește așa, se împotrivi împestrițatul? Nu sunt deloc fleacuri. Este ceva foarte serios. Dar Bumbița nu-l ascultă. Haideți mai bine să vedem camerele, spuse ea. După ce descuiară ușa, drumeții noștri intrară într-o odaie largă, al cărei parchet proaspăt curățat strălucea ca aurul. În mijlocul camerei se afla o masă rotundă, iar de jur împrejur, pe lângă pereți, tot soiul de mobile. Un bufet, o canapea îmbrăcată în stofă verde, două fotolii mari și câteva scaune. Lângă fereastră se vedea o măsuță pe care exista o cutie de șah, alta de table și o a treia de domino. Într-un colț era instalat un aparat de radio, iar într-altul un televizor. Prin ușa din dreapta se intra într-o odaie cu două paturi, prin cea din stânga într-o odaie cu un singur pat. Camera cu un pat e a mea, spuse Bumbița, iar cealaltă este a voastră. Și asta de la mijloc care să fie comună, zise împestrițatul. Aici o să ascultăm radio, o să ne uităm la televizor și tot aici o să ne adunăm toți trei ca să discutăm toate problemele noastre. Deocamdată eu propun să discutăm următoarea problemă. Cum facem ca să luăm masa de prânz? De prânz? Poți să n-ai nicio grijă, liniști Bumbița. Cine are bagheta magică, acela poate să mănânce oricând, orice, când poftește. Dar tu, înainte de toate, trebuie să faci o baie. De ce să mai fac acum o baie când de-abia m-am scuturat de praf, protestă împestrițatul. Degeaba te-ai scuturat de praf, că tot murdar ai rămas, zise Bumbița. Pentru nimic în lume nu mă așez la masă cu un asemenea nespărat. Ori te duci să faci baie, ori nu capeți masa de prânz. Așa că, știi? Împestrițatul fu nevoit să se supună. Se îndreptă spre camera de baie cu gândul să nu se spele decât pe față și pe urmă să o înșele pe Bumbița spunându-i că s-a scăldat din cap până în picioare. Cum se văzu înăuntru, se apropie de ghiuvetă și prinse a cerceta instalația. Deasupra ghiuvetei se afla o placă de marmură care semăna întocmai cu un contor. Drept în mijlocul acestui soi de contor se găsea o oglinjoară rotundă, de desubtul căreia se înșirau mai multe butoane, fiecare având pe ele câte un mic desen. Mai jos, sub butoane, răsăreau câteva mânerașe ca niște cornițe. În partea de sus a plăcii deasupra oglinzii era instalat un tub lat,
ca un microfon. Sub tubul acela era prins de placă un sul dințat, iar de sus de tot, aproape de tavan, se ivea un tub încovoiat care se isprăvea pentru o pârnie cu multe găurele ca la stropitoarea de flori. De o parte și de alta a oglinjoarei se putea vedea câteva sertărașe. Împestrițatul deschise primul sertăraș, pe care era desenat o bucată de săpun și găsi înăuntru săpunul. Pe urmă îl deschise pe cel de-al doilea, al cărui desen arăta o perie de dinți și găsi înăuntru peria. Deschizându-l apoi pe al treilea, pe care se vedea un tub cu pastă, găsi înăuntru pasta. Ei, și nu-i nicio minunăție. Tot ce e desenat afară găsești și înăuntru, își zise împestrițatul încântat și prinsea se uita pe rând la toate butoanele de sub oglinjoară. De desubtul uneia dintre butoane era desenată un fel de pâlnie. Împestrițatul apăsă pe acel buton și, chiar în clipa aceea, țeava, ca un microfon care sta sus pe placă, se lăsă puțin mai jos, făcând să se împrăștie în jur aburi calți. Aha, înțeles împestrițatul, asta este desigur țeava pentru uscarea părului după spălat. Apoi apăsă pe un alt buton, pe care era desenată un fel de perie ca aceea pentru spăla vasele. Și pe dată i-a alunecă drept pe cap sulul cel dințat, care prinsea se răsuci pieptenându-i părul. În prima clipă împestrițatul se sperie rău de tot, dar văzând că sulul se răsucește liniștit, prinse curaj și, potrivindu-și capul sub perii lui, spuse: ce mare grozăvie, nu-i decât o perie automată pentru pieptăna părul. Se pieptănă el cât se pieptănă, pe urmă apăsă pe butonul al cărui desen înfățișa un flacon de colonie. Și atunci din pulverizatorul care se găsea lângă oglinjoară, țâșni cu putere drept în fața lui stropi deși de colonie. Țâșnitura fu atât de neașteptată, încât nici nu apucă să strângă ploapele, astfel că ochii se umplură de lacrimi până la durere. Ștergându-și cu pumnii și întinzând lacrimile pe obraje, împestrițatul zise: nici asta nu înseamnă prea mare lucru. De vreme ce a desenat acolo un flacon de colonie, înseamnă că nu poate țâșni altceva decât colonie. Da, dacă ar fi fost desenat un flacon de colonie și ți-ar fi țâșnit în ochi, să zicem, apă simplă sau chiar cerneală, atunci mai zic și eu că ar fi fost mare lucru. După ce gândi el astfel, trecu la examinarea mânerelor înșirate deasupra ghiuvetei. Dar aici, dădu peste niște desene ale căror înțeles, îl puseră într-adevăr într-o mare încurcătură. Sub primul mâner era desenat un pitic cu obraj roșii, sub al doilea, același pitic cu obraj albaștri. Desenul celui de-al treilea mâner înfățișa o mână de pitic colorată în roșu aprins, iar desenul celui de-al patrulea aceeași mână, dar în albastru. Nepricepând nimic din toate acele desene, împestrițatul răsuci la întâmplare primul mâner care căzu sub mână și, până să se dezmeticească bine, se pomeni năpădit de un potop de zgomote de apă. Își spuse el atunci că este iarăși stropit cu colonie și strânse puternic ploapele pentru a nu mai lăcrima, dar înțelesese numai decât că de data aceasta nu este nici de cum vorba de colonie și, deschizând ochii, văzu cum stau lucrurile. Fu cât pe ce să-și mărturisească mirarea, se stăpâni însă la vreme și zise: liniștește-te, împestrițatule, de ce te-ai mira atât? Ai nimerit pe cât se pare sub duș și asta e tot. Să te trezești pe neașteptate sub duș, ba să ți se mai întâmple și asta când ești și îmbrăcat, nu e tocmai plăcut. Împestrițatul se hotărâ să oprească apa, dar uită pe care dintre mânere îl răsucise, așa încât porni a le încerca la rând, când pe unul, când pe celălalt. Pe cea rece nu izbutise să o oprească, în schimb dădu drumul la apă fierbinte. Potopul care curgea într-una asupra lui se înteți și se încălzi simțitor. Pe scurt, când reuși în sfârșit să oprească apa, era ud loarcă din creștet până în tălpi. Ei, cum ți-a plăcut baia? Îl întrebă Bumbița de cum îl zări că intră în cameră. Mi-a plăcut. De-abia atunci observă Bumbița că din hainele lui se scurgeau și roaie de apă. Cum vine asta? Nu cumva te-ai scălda cu hainele pe tine? Dar tu cum poruncești, mă rog, să mă scaldă, întrebă împestrițatul. În baie, instalațiile sunt atât de complicate încât vrei, nu vrei, faci baie cu haine cu tot. Instalații complicate? Cum așa? Întrebă habar n-am. Uite așa, du-te să vezi, răspunse împestrițatul. Habar n-am se duse, dar peste câteva minute se întoarce și el ud luarcă din creștet până în tăl. Ba, pe deasupra din hainele lui noi ieșau și aburi, deoarece se nimerise să dea drumul întâi la apa fierbinte. Mare pacoste pe mine cu voi doi, zise Bumbița și intră în camera de baie ca să învețe cum se mânuiește instalația. Habar n-am și împestrițatul, care o urmăreau,
rămaseră în spatele ei și se mărginiră să privească. Uite, încearcă să ghicești, spuse Habarnam. De ce lângă mânerul ăsta este desenat un pitic întreg, iar lângă ăsta alt numai o mână? Cât se poate de simplu, răspunse Bumbița, dacă răsucești mânerul sub care este desenată o mână, apa îți vine doar pe mână. Dar dacă răsucești mânerul sub care e desenat un pitic întreg, te scalzi în întregime sub duș. Exact, în convință pestrițatul. E la mintea oricui. Dar de ce un pitic este roșu, iar celălalt albastru? Asta pot să răspund și eu acum, se grăbi Habarnam. Dacă deschizi robinetul cu piticul roșu, năvălește dintr-o dată apă fierbinte, iar de atâta căldură te înroșești. Dacă însă deschizi dincolo, la piticul cel albastru, apa curge rece de tot și te faci vânăt din pricina frigului. Ei, vedeți, spuse Bumbița, acum că vă este totul clar, umpleți-vă cada cu apă și scăldați-vă. După ce Habarnam și împestrițatul se scăldară, camera de baie fu pusă la dispoziția Bumbiței și, pe urmă, se așezară toți trei să cineze. Habarnam răsuci bagheta magică și spuse, masă, întinde-te! Pe data apăru masa fermecată, care, cât ai clipit din ochi, se întinse singură și câte bunătăți nu se iviră pe ea, puteai să te înfrupți cu orice dorești și oricât poftești, bucatele nu se isprăveau niciodată. Habarnam și împestrițatul ședeau la masă înveliți cu niște cuverturi, deoarece hainele lor fusese răspălate de Bumbița și puse la uscat. Împestrițatul se dădea în vânt, mai ales după dulciuri, și de aceea îi păru tare rău că nu are buzunare ca să și le umple cu bomboane. Până la urmă făcu ce făcu și izbuti să pună deoparte un pumn de bomboane pe care le ascunsese apoi la el în pat sub pernă. După ce se săturară, se ridicară cu toți de la masă, masa fermecată se răsuci și dispăru împreună cu toate bunătățile, fără să lase nicio frimitură, așa cât în urma ei nu mai fu nevoie să se măture. Bumbița se uită la fereastră și rămase uimită când văzu că afară s-a întunecat de-a binelea. Spuse atunci că a sosit vremea de culcare și se retrase la ea în cameră. Urmându-i exemplu, Habarnam și împestrițatul intrară de asemenea în odaia lor. Acolo stinseră lumina și fiecare se vârâ la el în pat. Împestrițatul mai ronțăi o vreme din bomboanele de sub pernă, aruncând poleiala de pe ele drept pe podea, apoi a dormit cu o bomboană în gură. Dar Habarnam nu putu multă vreme să adoarmă, tot gândindu-se la câte s-a petrecut cu el din dimineața acelei zile. I se părea că a plecat din orașul florilor nu în ziua aceea și nici cu o zi înainte, ci de o lună, de o lună întreagă sau poate chiar de un timp și mai îndelungat. Asta n-ar trebui să vă mire deloc, fiindcă piticii sunt tare plichindei și pentru ființe așa de mici, vremea se scurge mult mai încet decât pentru cele mari. Eh, și cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc pentru că urmăriți activitatea și nu uitați să apăsați butonul Abonează-te pentru a fi la curent cu noile mele postări. Vă aștept și mâine pentru o altă aventură. Vă urez o zi minunată, la revedere!